S-a născut fără mâini, dar asta nu l-a oprit, ci a urmat visul și a reușit. Alexei Romanov a impresionat o lume întreagă cu muzica lui. Talentul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Băiatul de 16 ani a fost abandonat de părinți, iar primii 12 ani din viață și a petrecut în orfelinat. Apoi norocul a bătut și la ușa lui. Tânărul a fost adoptat de o familie care l-a încurajat să-și urmeze visul. În pofida handicapului său, Alexei a început să studieze pianul. Acum tânărul concertează în fața a sute de persoane.